Știm cu toții expresia om fără inimă, dar din fericire aceasta este folosită de cele mai multe ori la figurat, cum ar fi atunci când mănânci ultima felie de pizza. Dar vă puteți imagina cum e posibil să nu ai inimă la propriu, adică locul unde ar trebui să fie inima să fie de fapt gol. Probabil că vă gândiți că nu este posibil, dar vă înșelați. Știm asta pentru că o adolescentă din America a trăit fără inimă pentru câteva luni. Iată cum a descris experiența. A fost ca și cum eram ceva artificial, ca și când nu existam cu adevărat, doar eram acolo. Se pare că perioada fără acest organ vital nu a fost una prea bună pentru adolescentă. Ajungem imediat la povestea uimitoare a tinerei, dar mai întâi să vedem cum, prin știință, s-a întâmplat să se găsească o soluție pentru a trăi fără inimă. Ceva ce probabil toată lumea știe este că unele inimi funcționează mai bine decât alte. Altele. Asta nu se întâmplă mereu din cauza stilului de viață, a vârstei sau chiar a bolilor, ci pentru că unii oameni se nasc cu defect cardiac congenital. Uneori o inimă care nu mai funcționează trebuie înlocuită, de aceea există transplantul de inimă. Problema este că o inimă nu e prea ușor de găsit. Donatorii sunt rari pentru că evident nimeni care este sănătos nu o să decidă dintr-o dată că vrea să-și doneze inima. Cei care sunt în comă, fără șansă de recuperare și care și-au dat în prealabil acordul, pot deveni donatori pentru persoanele care au nevoie de o inimă. Problema este că sunt mii de oameni doar în Statele Unite pe listele de așteptare. Dacă cineva este destul de norocos încât să primească un astfel de transplant, inima pe care o primește trebuie să fie compatibilă. De obicei, un astfel de transplant trebuie făcut în 4-6 ore după prelevarea inimii, și există riscul ca cel care o primește să respingă organul. Nu o să intrăm acum în in detalii pentru că aceasta nu este o poveste despre transplantul de inimă. Ceea ce i s-a întâmplat adolescentei din America este mult mai complicat și si greu de crezut decât un transplant de inimă. Dar hai să vedem întâi de ce. Așa cum am spus, din cauza că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de transplant și nu sunt destule inimi pentru aceștia, oamenii de știință au încercat să facă inimi artificiale. Vă dați seama probabil că nu este deloc ușor să faci așa ceva. În anii 60, Institutul Național pentru Sănătate din America a creat un program menit să producă inimi artificiale. În acea decadă, mai mulți viței au primit inimi parțial mecanice. Aceștia au supraviețuit pentru câteva luni, dar au murit în cele din urmă. Asta nu era o veste bună pentru oamenii care aveau nevoie de transplanturi. Tot în Statele Unite, în anul 1969, un bărbat a supraviețuit 64 de ore cu o inimă artificială, dar după încă 32 de ore a decedat. Se pare că înlocuirea inimii este o treabă destul de complicată. În 1981 un dentist din Seattle a primit aprobarea pentru a beneficia de o inimă artificială. A supraviețuit 112 zile, dar în tot acest timp a fost conectat la un compresor care pompa aer în plămânii lui. A fost o perioadă foarte grea pentru bărbat, iar acesta a cerut la un moment dat să fie lăsat să moară. Atât starea lui mentală, cât și cea fizică erau oribile pe toată durata acestui experiment. Între timp, lucrurile s-au mai îmbunătățit și inimile artificiale sunt ceva mai bune acum. Dar ca cineva să trăiască până la adânci bătrâneți cu o astfel de inimă este deocamdată imposibil. Inima adevărată este un organ foarte important care trebuie să pompeze sânge în corp fără oprire și care trebuie să facă asta perfect fără să ia vreodată pauză. Deci, atunci când inima decide să sară peste bătăi, să ia o pauză sau să pompeze mai mult sânge decât este necesar, posesorul inimii respective are o problemă gravă și este foarte posibil ca aceasta să-i fie fatală. Să faci o inimă artificială este foarte greu. Un doctor a spus la un moment dat că aceasta este cea mai mare provocare pentru cercetători. Se pare, deci, că o inimă artificială poate ține un om în viață pentru o perioadă, dar ar trebui să fie ceva provizoriu până când omul respectiv poate primi un transplant. Unii oameni trebuie să aștepte foarte mult, din păcate, iar aceste inimi artificiale nu reușesc să îi țină în viață. Foarte mulți au murit înainte să primească un astfel de transplant. Abia în ultimul deceniu, unii oameni au dus o viață relativ normală, chiar dacă aveau inimi artificiale implantate temporar. Aceștia nu au trebuit să stea în spitale sau conectați la compresoare. În 2015 au fost cazuri în care unii oameni cu inimi artificiale trebuiau să care în permanență bateriile și un compresor. Acestea erau destul de mici încât să încapă într-un rucsac, dar erau și destul de zgomotoase, ceea ce poate fi destul de stresant, mai ales când este ceva permanent. Mai există și alte pericole. Un bărbat care avea o astfel de inimă, în timp ce se pregătea să facă o baie, a scăpat din greșeală compresorul și bateriile s-au deconectat. Asta a făcut ca inima să nu mai funcționeze și bărbatul a fost la un pas de moarte. Din fericire pentru el, bateria de rezervă a făcut ca inima să funcționeze din nou. O problemă mare este faptul că o persoană care folosește un astfel de dispozitiv va trăi constant cu grija că aparatul s-ar putea defecta și va trebui să fie mereu cu ochii pe baterii. Dacă moare bateria, moare și persoana, iar să fii conectat la un compresor tot timpul poate fi foarte frustrant pentru o persoană. Este riscant încă din momentul în care persoana decide să încerce o astfel de procedură. Cu siguranță este mai bine să ai o inimă artificială decât să mori, dar chiar destul de recent, mulți oameni au murit după ce li s-a implantat un astfel de dispozitiv. Un bărbat din Franța care a primit o inimă artificială și a ajuns acasă după 5 luni de spitalizare, a declarat într-un interviu că și-a revenit complet și că acum poate să meargă și să facă diferite activități normale fără niciun fel de dificultate. Bărbatul a spus chiar că se simte mai bine ca niciodată, dar din păcate a murit la scurt timp după interviu. Ne-a luat destul de mult, dar hai să trecem în sfârșit la povestea adolescentei care a trăit fără niciun fel de inimă, nici măcar una artificială. Totuși, dacă nu ați fi știut toate poveștile de mai sus, probabil că nici povestea ei nu vi s-ar fi părut atât de interesantă. În 2008, adolescenta pe nume Zana Simmons, în vârstă de 14 ani, ieșea din spital cu o inimă nouă, pentru că inima cu care se născuse se mărise și si nu mai funcționa normal, ceea ce ar fi dus la moartea fetei. Povestea ei este specială pentru că doctorii au spus că este unică. Deși la un simplu search pe Google mai poți găsi un bărbat din Germania care a supraviețuit și el fără inimă. În afară de cei doi totuși nu mai există alte cazuri. Domnișoara Simmons era totuși primul copil care trecea prin asta. Fata a spus că era înfricoșător și că nu știa niciodată dacă aparatele vor funcționa așa cum ar trebui sau nu. Ea primise deja un transplant, dar corpul ei a respins noua inimă, iar acum trebuia să aștepte o alta. Doctorii au explicat că în alte cazuri, cum ar fi cele despre care am vorbit mai devreme, inima este lăsată în corp până se găsește o alta sau în situații speciale se folosește o inimă artificială. Dar fata nu a avut nimic, Totul a fost scos și ea a fost ținută în viață de pompe conectate direct la vasele de sânge. Ceea ce s-a întâmplat are o importanță foarte mare în lumea medicală pentru că era prima dată când i se întâmpla unui copil. Fata a declarat și ea că se consideră un copil minune. După această perioadă grea în care a trăit fără inimă, a primit în sfârșit o inimă compatibilă. Ar putea fi nevoită la un moment dat să o schimbe și pe aceasta, dar momentan se pare că adolescenta este bine. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!